Potrivit jurnaliștilor de la Forbes, Rusia avea la începutul războiului cu Ucraina aproape 3.000 de tancuri. În cei 2 ani de război, armata rusă ar fi pierdut peste 2.600. Cele mai multe au fost distruse în luptă, în jur de 150 au fost avariate, altele au fost abandonate sau capturate. În opinia mea, este o evaluare prea optimistă, chiar foarte optimistă, dar care are la bază câteva adevăruri. Rusia, și la capitolul uman și la capitolul echipament, merge din start la un război de uzură. A pierdut deja o armată. Cifra de 350.000 de oameni pierduți este confirmată de serviciile occidentale. La fel și acele 2.000 și ceva de tancuri pierdute sunt confirmate. În tot acest timp, industria de apărare a Rusiei a reparat tancurile avariate și le-a livrat armatei pe cele vechi stocate. Analiștii spun că producția de tancuri moderne a fost foarte mică din cauza embargourilor, în condițiile în care, în mare parte, componentele performante erau procurate din Occident. O evaluare estonă, cred, de la începutul războiului, mergea spre 9.000 de tancuri rusești și evaluarea că pot extrage din aceste 9.000, 2.000 jumate, 3.000 de tancuri care pot fi trimise pe front. Pe câmpul de luptă, prea puține T-90 și mai mult T-72, ba din ce în ce mai mult T-62 și tot coborâm. Și T-55 au apărut. Comandorul în rezervă, Valentin Mateiu, este de părere că în ritmul acesta Rusia ar putea avea probleme cu tancurile în următorii 2-3 ani.